Dacă bagi codul Siren Underline Head, totul cu litere mari, pe shop, e bine, vei primi după ce vei deschide un Star Drop. Salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Brawl Stars, unde voi testa miturile abonaților și au fost unele foarte, foarte interesante. Nu uita că îmi poți lăsa chiar și tu un mit pentru viitorul video în comentarii sau în serverul meu Discord din descriere. Așa că stai până la finalul acestui video ca să vezi dacă au fost adevărate sau false. Dar înainte, am o provocare pentru tine. Să apeși pe butonul de like și pe cel de subscribe cu nasul în mai puțin de 3 secunde, iar apoi să scrii în comentarii am reușit și vei apărea în următorul meu videoclip. Iar acum vom ieși de la Brawl TV și ce să mai sunt la discuții? Hai să începem direct cu primul mit. Vine de la Laura și spune că capul lui Tic, când explodează, lasă pe jos gemul de ață a lui Kid. Ok, pentru acest mit îi vom da try împreună și în primul rând lui Tic, dar uite-l pe Kid care e chiar aici. Așa că ia să ne dăm un pic la gemul lui. Ok, deci l-are în mână, doar că băi, l-a ascuns. Băi, unde și-a băgat gemul ăla, bă? What? Dar voi vedeți că Kid în animație de veșuie, de se joacă cu gemul ăla, e nebun. Așa, și nu știu ce a făcut și l-a pus în mână și l-a băgat undeva. Nu știu unde, Kid n-are niciun buzunar, deci voi ajunge la concluzia că și l-a băgat în fund. Unde ar putea să ascundă un gem de ață dacă el nu are niciun buzunar și nicio haină? Adică și l-a băgat în cur, unde să și-l bage? Acum îi voi da try lui Tic și ia să vedem dacă chiar la ultimată lasă pe jos gemul de ață a lui Kid. Eu nu prea cred, pentru că ce legătură ar avea Tic cu Kid? Deci l-am aruncat și... Bă, da chiar, bă, nu cred așa ceva. Ok, trebuie să mai încerc încă o dată, pentru că nu cred așa ceva. Deci după ce explodează, da? Deci le se duce, vedeți, a explodat și uite gemul de ață a lui Kid. Chiar credeam că mitul ăsta este unul fals, dar ce să vezi, este unul adevărat. Al doilea mit vine de la Raisa și spune că Bull și Colt au aceiași pantofi. Chiar așa o fi? Vedeți că Bull are niște cizme, ceva de genul acesta, și acolo în spate nu înțeleg ce ar trebui să fie chestiile alea. Adică vedeți, în spatele pantofilor are ceva chestii băgate în pantofi. Abar n-am, ce ar trebui să fie chestiile alea. Are și niște semne, are ceva X aici pe partea asta a pantofilor. Hai să mergem și la Colt, vedem dacă chiar o avea acești pantofi ca Bull. Se pare că chiar așa este. Vedeți că Colt are acești pantofi ca Bull. Are tot la fel chestiile astea în spate, care încă o dată o zic, abar n-am, ce ar trebui să fie. Dar parcă Bull îi avea mai închiși, adică de altă culoare. Dar oricum, putem zice că sunt aceiași, deci mitul este unul adevărat. Ok, al treilea mit vine de la da, o grămadă de litere și spune în felul următor. Bine, el a scris mti, în fine, să lăsăm asta. Dar doar ascultați aici, bine, și vedeți. Dacă dai like, o să primești Brawl Pass. Ia vedeți, mă, ce zice. Chiar așa o fi. Deci vreau în momentul de față să testați chiar voi mitul acesta chiar acum. Să apăsați pe butonul de like, bineînțeles, dacă n-ați furt-o până acum, și să vedem dacă chiar veți primi un Brawl Pass. Următorul mit vine de la Mara și spune că la Bon poză ciocul este ascuțit, cel de fapt are ciocul rotund. Ok, haide să mergem la boss să vedem dacă chiar așa o fi. Deci avem aici, l-avem aici pe Bo mai exact, și ne uităm la poza lui și da, pare a fi că ciocul este unul ascuțit, presupun, habar n-am, nici nu-mi dau seama. Deci mergem pe Bo și ok, ciocul este rotund, dar nu știu. Adică da, e rotund, dar și aici în poze este rotund. Adică nu se vede bine, vedeți, în acolo sus, practic, în susul pozei de profil al lui Bo este ciocul și da, pare a fi rotund și aici, dar și aici. Nu prea știu la ce s-a referit, ori nu-mi dau eu seama pur și simplu, dar habar n-am. Eu cred că acest mit este unul fals. Acum avem 5 mituri de la Șeptaru și începem cu primul, care spune că Stonks Pam, adică un skin de pe Pam, are scris pe spate deslegat sub cel. Cum adică? Nu, habar n-am ce-a vrut să zică. Ce să este skinul și să ne uităm pe spatele skinului, să vedem dacă chiar așa scrie. O, da, și chiar pe asta scrie, adică scrie sub, vedeți acolo, și cel, partea dreaptă, ok, deci chiar scrie asta. Habar n-am ce ar trebui să însemne, dar da, vedeți și voi că scrie asta, deci presupun că mitul este unul adevărat. Al doilea mit de la el spune că dacă te uiți atent la intro-ul când îți intră, o să vezi pe un panou 2025. Bănuiesc că se referă la loading screen, doar că el a scris acest comentariu când era
era loading screen-ul vechi, pentru că acum este unul cu Draco. E bine, cred că se referă la loading screen-ul cu Godzilla, pentru că atunci a scris el comentariul. Deci vă voi pune chiar acum o imagine cu loading screen-ul acela cu Godzilla. Hai să ne uităm, deci pe un panou ar trebui să fie 2025. Nu știu la ce panou se referă, pentru că eu mă uit chiar acum și chiar nu văd vreun panou cu 2025. Adică mă uit pe aici, ori nu-l văd eu, adică vedeți că sunt multe clădiri pe aici. Scrieți în comentarii dacă chiar este unul și nu l-am descoperit eu. Eu zic că acest mit este unul fals, dar cum am spus, chiar e posibil să fie unul și să nu-l fi văzut eu. Al treilea mit la el spune că pe Beach Mortis, pe spate, la lopată, are scris invers RIP, adică P-I-R, presupun că ar trebui să scrie. Și cred că, da, chiar o să-i scriu Beach Time Mortis, vedeți că l-am și eu chiar aici și chiar asta scrie. De fapt, nu ar trebui să fie P-I-R, deci efectiv este invers. Deci, da, mitul este unul confirmat. Al patrulea mit de la el spune că Dynamite are bombele roșii și când dai, le are albastre. Ah, ok, deci când tragi, le are albastre. Dar bine, aici, da, este unul adevărat din start, doar că este pentru că atunci când te joci tu cu Dynamite, efectiv tu, e bine, bombele sunt albastre pentru că ești tu, nu știu cum să zic, adică și atunci când un Dynamite este în echipa ta, cred că bombele sunt albastre, habar n-am, adică așa este, pur și simplu, și când, dacă, uite, zic că un Dynamite este în echipa adversă, e bine, bombele vor fi roșii, și uite, vedeți chiar și acum, deci, o să trag, sunt albastre. Dacă vezi un Dynamite fără niciun skin în echipa adversă, bombele vor fi roșii. Puteți să încercați să vedeți dacă chiar așa este, pentru că chiar așa este, de fapt, dar oricum mitul este unul adevărat. Al cincilea mit de la el spune că Crow are pe spate o pisică și în paranteză Kid. Ok, ia să ne uităm la el. Și da, are o pisică pe spate, vedeți voi că este o pisică. Are un X în loc de un ori pe o parte și dacă s-o somnesc chiar cred că e Kit. Adică, ia stai așa un pic, ia să mergem la Kit. Și nu, el n-are ceva bandajelor sau ceva. Nu cred că este Kit, nu știu. Scrieți în comentarii ce credeți voi despre chestia asta. Dar eu nu cred că e Kit, deci pot să zic că parțial acest mit este unul adevărat. Acum avem un mit de la Daniel și spune că Bull are același inel ca și Mic. Mă uit la mâna asta lui, nu văd niciun inel, habar n-am, nu mi se pare că ar fi vreun inel acolo. Mă și la cealaltă mână, eu nu văd niciun inel. Are Mico vreun inel? Dacă se referă la Cercel, bănuiesc că zicea Cercel, nu inel. Din cât observ, nici Bull n-are niciun inel. Probabil că se referă la Cercel, doar că, na, o zic că mitul este unul fals. Acum avem un mit de la Elisabeta și spune că Barley cu skinul cu ieprele în mână. Stai ce? Presupun că skinul cu ieprele, așa, deci are un iepure în mână, dar în meci nu dă cu iepure. Ăla. Ce mitul ăsta? Păi, ok, dacă skinul are un iepure în mână, nu trebuie neapărat să tragă cu acel iepure. Bă, ok, hai să trecem la următorul mit. Ok, și vine de la control parental. Băi, control parental, ce mă? Ok, ca să încă în ce zgrif, cred că așa se mea skinul. Are hărți pe spate. Deci ne uităm pe spate și da, are niște hărți. Vedeți, o să mă rescui chiar acum. Bănuiesc că sunt niște hărți de comori, că vedeți că are și un cufăr pe cap. E foarte mișto acest skin și da, este un mit confirmat. Următorul mit vine de la Narcis și spune că la poza lui Frank el are o tăietură deasupra ochiului și când intri pe el nu are nimic deasupra ochilor. Îl avem aici pe Frank, vedeți, o să măresc acum și da, bănuiesc, nu știu dacă ai tu o tăietură deasupra ochiului drept, vedeți? Poate e pur și simplu așa ceva la față, nu știu, zic și eu. Și să ne uităm la el. Și da, nu are nimic, dar nu știu dacă e o tăietură. Adică voi spune că mitul este parțial confirmat. Apoi avem un mit de la Teodor și spune că Ems își poate încărca gadgetul ăla care împinge pe cineva mai repede decât orice alt gadget. Chiar așa o fi? Nu știu ce zic, de ce Ems și-a încărcat gadgetul mult mai repede decât altcineva? Adică nu știu ce să zic. Ar fi să zic așa mai OP într-un fel. Deci ia să vedem. Avem acolo gadget-ul și ia să împingem pe roboțelul ăsta. Ia, hai, zbor de aici. Se încarcă, se încarcă, se încarcă. Vedeți și voi acolo. Și s-a încărcat. Ok, și hai să mergem la pur și simplu un brawler random și să vedem dacă îi se încarcă mai repede. Uite, o să încerc chiar la Spike să văd. Eu, sincer, cred că nu este adevărat. Pentru că de ce ar fi adevărat? Nu știu, habar n-am. În fine, hai să vedem ce-l punem. Și bă, mie mi se pare că se încarcă la fel, habar n-am. Adică uitați-vă și voi, se încarcă exact la fel pe bune acum. Deci da, mitul acesta este unul fals. Iar acum avem un mit de la Lori și spune că în videoclipul în care Piper făcea o prăjitură sau nu știu ce la borcane, era un borcan cu hypercharge. Spre că găsești videoclipul, ok? Știu despre ce video este vorba, pentru că deja m-am uitat la el, dar nu știu, n-am văzut niciun borcan cu hypercharge sau nu mai știu sigur, pentru că habar n-am, m-am uitat de mult la el și nu mai țin minte sigur ce era.
era acolo. Și dacă chiar este un program cu HyperCharge, înseamnă că și la Brawl Stars s-au gândit mult mai de mult la chestia asta cu HyperCharge-ul. Ok, suntem pe canalul celor la Brawl Stars, vedeți chiar aici. Și dacă noi dăm la cele mai populare videoclipuri, bine, vom găsi această animație cu Piper. Ok, avem ceva așa, bine, hai să dăm, nu ne interesează subtitrul, deci hai să dăm noi pe full screen. Și opa, opa, borcanele și bă, e chiar acolo în dreapta borcanul. Hai să dăm noi de la început un pic să vedem. Deci vine asta făina, Supercell, o avem pe Piper care se mișcă pe aici, dansează cu asta de acolo în borcan, toamne, castron. Aici sunt borcanele, hai să ne uităm la toate borcanele totuși, pentru că mai erau sus, ok. Opa, bă, chiar, bă, sunt două borcane. Deci avem în primul și în primul rând borcanul acesta cu iconița HyperCharge-ului, vedeți chiar acolo. Nu vine să cred așa ceva, dar și la Brawl Stars s-au gândit la chestia asta cu HyperCharge-ul acum 3 ani. Chiar este un mit adevărat, așa că hai să trecem la următorul, care vine de la Zeudonim și spune în felul următor: Otis în poză, are o stea pe el, dar când îi dai select, nu o are pe el. Ok, hai să vedem, de ce n-ar avea acea stea, nu știu. Ok, și aici este poza lui, nu are o stea pe el, adică e pur și simplu steaua lui și gen, el are steaua, adică nu știu ce a vrut să zică, doar că vedeți steaua, e lângă el acolo, vedeți steluța aia care zâmbește acolo, așa, și da, este acolo, lângă el. Și practic în poza asta de profil vrea să zică că steaua e pe lângă el, adică nu este pe el, deci o să zic că acest mit este unul fals. Iar acum avem un mit de la Mr. Ninja și spune că Boy Scout Gas, adică un skin, are pe costum o fantomă. Haideți să vedem dacă chiar așa este și să ne uităm pe costum, adică aici presupun, și da, are o fantomă, adică e practic, nu știu, un ecuson sau ceva unde e o fantomă, deci da, mitul acesta este unul confirmat. Iar acum avem un mit de la Rogue Games și spune că dă limba pe portugheză și după du-te la Starport pe Rico, e amuzant. Ok, în videoclipul trecut cu mituri a mai fost un mit de genul tot de la el, doar că spunea ceva de gadgetul Rico. M-am dus la gadget și bine, nu era nimic ciudat, deci presupun că a vrut să zică Star Power, așa că hai să vedem acum dacă chiar așa este. Deci mergem la limbă, punem pe portugheză și ia mă să vedem dacă e ceva amuzant la Star Power-ul lui Rico. Ia uite-l pe Rico chiar aici și ia să mergem la Star Power. Care Star Power-urile astea? Oh, oh, oh. Vedeți și voi, nu cred că trebuie să spun, nu-i așa numele Star Power-ului? Bă, 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 așa se zice ceva în portugheză. Ok, pur și simplu n-am să spun absolut nimic decât că acest mit este unul confirmat. Adică, pe bune, uitați-vă și voi, bă, ce mă? Sunt curios cum se numea Star Power-ul în limba engleză, deci ia să vedem. A, wow, pur și simplu, super bouncy. Și de ce în portugheză trebuia să se numească așa, adică, ce mă? Iar acum avem un mit de la Andrei și spune că nările lui Dark zici că sunt ochi. Bă, ce mă, cum adică nările lui Dark să fie niște ochi? Bă, what? Oh, oh, ok, sunt sigur că ăsta nu e Dark, nu? Nu, nu, ăla clar nu e Dark. Avem aici pe Dark și zici că nările lui. Păi ce nări, bă, că el nici n-are nări. Bă, Dark n-are nas, cum adică nările lui? What? Cum adică nările lui când Dag nici măcar nu are un nas? A, deci nu-mi vine să cred așa ceva. El crede că ochii și adică chestiile astea. A, bă, ia stai așa. Băi, băi, ele chiar cred că sunt. Băi, eu credeam că ăștia sunt ochii. Dar dacă s-o să mă gândesc, cred că chiar sunt nările și ochii lui sunt ascunși de chestia asta de pe capul lui. Nu știu dacă e așa. Scrieți în comentarii ce credeți voi, dacă ăștia sunt ochii sau dacă chiar sunt nările. Nu zic nici că e adevărat, nici că e fals, pentru că chiar nu știu, chiar e posibil să fie așa. Deci chiar sunt curios ce părere aveți voi, deci lăsați-mi părerea voastră în comentarii. Iar acum am ajuns la ultimul mit pe care l-așteptați cu toții. Și ultimul mit este chiar și în titlu, și mai exact este vorba despre un nou brawler secret care este chiar Siren Head. Adică ce mă? Spune că dacă bași codul Siren Underline Head, totul cu litere mari, pe shop, bine, vei primi brawlerul Siren Head după ce vei deschide un Star Drop. Sunt sigur că mitul este unul fals, adică pe bune, e fals, sigur e fals. Așa că vom băga codul. Ce să mai stăm la discuții? Hai mă să-l băgăm să vedem ce se întâmplă. Deci vom scrie exact așa, Enter. E bine, codul nu merge, adică evident. Și trebuie să câștig un match, vedeți, mai am acolo unul la daily. Hai să vedem, voi jucă un match pe care sper că îl voi câștiga și voi deschide un Star Drop și să văd dacă chiar mă, dacă chiar primiți brawlul Siren Head. Dar vă dați seama că este un mit fals, pe bune acum. Am câștigat match-ul, așa că ia mă să vedem dacă chiar îl primiți pe Siren Head sau nu.
Și vom apăsa. Wow, mitic. Bă, nu cred. What? Chiar îl voi primi? Ok, și deschidem. Și, ok, 500 de credite. Dar nu l-am primit pe Sarhat. Bine, vă dați seama, mitul acesta era unul fals. Adică, imediat cum ați auzit, adică pe bune, cum să fie adevărat mitul acesta? Ei bine, am ajuns la finalul acestui video, iar dacă voi ați lăsat un mit la videoclipurile trecute și n-ați apărut în acesta, ei bine, nu vă supărați, pentru că au fost mulți care mi-au lăsat mituri și nu vă puteam pune pe toți, dar poate apărați în următorul videoclip, deci activați neapărat notificările, adică activați clopoțelul, mai exact, ca să priți fiecare atunci când postez un video, pentru că cine știe, poate apărați în următoarele videoclipuri cu mituri. Deci da, în fine, dacă n-ați făcut-o până acum, zic să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe. Adică dacă ați rămas până aici, sunt sigur că vă place acest video și dacă vă place, apăsați ceva acolo pe like și pe subscribe. Iar acum, hai să mai sunăm la discuții, că vorbesc prea mult, bă! Deci da, apăsați pe un video care apare chiar acum pe ecran, iar noi ne vedem acolo. Pa, pa!